Un utilaj de dezăpezire de la Direcția Regională de Drumuri Constanța s-a făcut scrum în această dimineață pe autostrada A2. Incendiul a avut loc la kilometrul 199 pe sensul spre Constanța, iar șoferul a reușit să coboare înainte ca mașina de mare tonaj să ia foc. Tot el a sunat la 112 și o auto specială de stingere de mare capacitate a pompierilor din Megidia s-a deplasat imediat la fața locului. Incendiul a fost lichidat în 30 de minute. Mașina de dezăpezire patrula pe autostrada A2 București-Constanța și împrăștia material antiderapant. În județul Constanța a început să ningă de câteva ore, iar carosabilul este acoperit cu un strat subțire de zăpadă. Pompierii militari vor trebui acum să afle de la ce a pornit incendiul, însă cel mai probabil a fost vorba despre un scurt circuit.